O vidră lutră a apărut pe 15 mai 2024 într-un râuleț din centrul orașului Cimișlia, spre bucuria locuitorilor care au imortalizat momentul. Nu înțelegeam de la început de ce au muțit broaștele din preajmă, care erau tare gălăgioase acum câteva zile. Vidra le culege ca pe niște pomșoare. Imagini cu vidra care se bălăcește în râuleț ziua în amiază, fără să distragă de vuitul automobililor, privirea oamenilor, sunt mai rar întâlnite. Spuneți-mi, ce e asta? Ce e asta? Vidră? Vidră, dar eu nu știu cum rămâne. Cred că e vidră și nu e... Nu, nu e ondatră, nu e... Nu... Așa e altfel, dar acum e... Dacă ei trăiesc aici, înseamnă că e bine, ecologic încă. Da? Adică da? E curată? Da, vidră trăiește în api curate, așa am înțeles. Da, mă, dacă nu e curată așa cum trebuie, am trăiești în... Biologii spun că apariția vidrei în oraș este un eveniment rar, în condițiile în care acestea trăiesc în ape dulci și în delta Dunării. Vizuinile unor vidre sunt uneori dotate cu multe încăperi, săpate cel mult la 500 metri de malul apelor. În România, vidra este întâlnită cu deosebire în lacurile și văile apelor mari, dar mai ales în bălțile și delta Dunării. Vidrele se hrănesc cu pește, broaște, crustacee și alte nevertebrate acvatice. Vidra este un animal cu activitate nocturnă și aurorală. Când îi lipsește hrana, se deplasează mult dintr-un bazin hidraulic în altul. Menționăm că acum un an, în același loc, în orașul Cimișlia, a fost observată o vidră cu doi puișori bălăcindu-se în râuleț. Nu este exclus că și în acest an, în stufărișul din preajmă, să aibă puișori. Primul rău te văd, nu tocmai, chiar aici trebuie. Dar și să aiștea? Am date să știți. Am date trebuie. Am date trebuie? Și apoi ele și trăiesc liber aici atunci. Nu se spui. Deci, cred cu mamsa și puișorii. Vidra este un animal protejat în Republica Moldova.